Apostolul Pavel scrie aici în Romani despre creștin și lupta care o are de dus în viața pe acest pământ. Lupta care o are de dus cu duhurile celui rău, lupta care o are de dus cu necazurile, lupta care o are de dus cu încercările, lupta care o are de dus în viața pe acest pământ și cred că fiecare dintre noi vedem că avem aceste lupte. Dorim Dumnezeu să ne dea biruința. Dar iată că Pavel aici, de la versetul 28, în continuare, vorbește despre cum am putea noi să avem biruință. Cum am putea noi să înaintăm în lupta aceasta. Și de ce anume depinde faptul că vom birui sau nu. În primul rând, el spunea în versetul 28 că biruința aceasta depinde de faptul că știm că toate aceste lucruri lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De altă parte, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună. În lupta aceasta noi vedem lucruri care sunt împotriva noastră. Numai că Apostolul Pavel, el nu-i vede pe ceilalți dușmani, nu vede lucrurile din viața lui ca fiind neapărat potrivnice, ci dimpotrivă, el toate știe că sunt de fapt oportunități. De aceea atunci când este închis și aruncat în temniță și legat în butuci, el nu se plânge și nu vede asta ca și cum ar fi problema lui cea mai mare, ci dimpotrivă. El atunci știe că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când este închis în lanțuri, el spunea, mai degrabă lanțurile astea au lucrat la înaintarea Evangheliei. El vede că toate împrejurările, toate evenimentele nu sunt ceva împotriva lui. El așa le vede, așa le cunoaște. Pentru că e important ce îți pui în minte. El nu-i vede pe ceilalți ca dușmani, ci dimpotrivă, el știe că trebuie să iubească pe toți, așa cum Iosif. S-a dat exemplul acesta și cred că Iosif este unul care spune la un moment dat fraților săi, după ce frații săi au văzut că tatăl lor a murit, s-au gândit ei ca oameni. Acum Iosif, sigur, pentru răul care l-am făcut noi, l-am vândut, l-am mințit, ne-am bătut joc de el, ne-am purtat urât, ne-a spus niciodată o vorbă prietenească. Acum el probabil din respect pentru tata ne-a tratat bine. Dar acum, dacă tata a murit, sigur, Iosif ne face rău și sigur se va răzbuna pe noi și ne va face rău. Și cheamă Iosif și le spune, voi da, voi, în mintea voastră asta era, voi ați vrut să faceți rău, dar în mintea mea nu este asta. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine și a făcut ceea ce vedeți astăzi. Și de aceea Iosif n-a putut să îi urască, n-a putut să se răzbune. Pentru că el a știut. A știut că este un plan al lui Dumnezeu. A știut că în planul acesta al lui Dumnezeu sunt lucruri împotrivă, dar noi nu trebuie să le privim împotrivă, ci trebuie să știm că Dumnezeu le schimbă și împrejurările care sunt împotrivă, Dumnezeu le schimbă, le întoarce spre binele nostru. Adică toate se întorc în favoarea noastră. Și orice luptă, și orice vorbă, și Domnul Iisus de aceea spunea în predica de pe munte, bucurați-vă și veseliți-vă când oamenii vor vorbi despre voi lucruri rele și neadevărate. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, chiar și lucrurile rele care sunt împotriva ta, chiar și evenimentele care sunt rele și crezi că sunt rele, sunt împotriva ta, trebuie să știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, în această seară, dacă vrem, într-adevăr, în lupta vieții, să avem biruință, să fim mai mult decât biruitori, noi trebuie să știm asta. Trebuie să ne gândim la asta, trebuie să ne punem în inima noastră. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, dacă vei pune lucrurile astea în mintea fraților, dacă tu îți vei pune la inimă aceste lucruri, pentru că dacă știi, și când cineva te vorbește de rău, și când cineva îți face un rău, și când se întâmplă lucruri care aparent sunt rele, sunt negative în viața ta, dacă știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu,
Dacă te uiți spre cer și îți dai seama că niciun păr nu-ți cade fără voia lui Dumnezeu și știi că viața ta e în mâna lui Dumnezeu și că nimeni nu te poate smulge și spune Apostol Pavel, cine va fi împotriva noastră dacă Dumnezeu este cu noi? Dar asta trebuie să o știi, că Dumnezeu e cu tine. Asta trebuie să o știi, că Dumnezeu transformă răul în bine. Că Dumnezeu face toate lucrurile spre binele nostru. El și când ne mustră, El și când ne pedepsește, spre binele nostru o face. Și când îngăduie o încercare, și când îngăduie o boală, și când îngăduie o suferință, și când îngăduie doliu, El toate le face spre binele nostru. Dar trebuie ca noi să știm. Că dacă nu știm, începem să ne disperăm singuri, să ne îngrijorăm, să ne frământăm mintea. De ce, Doamne? Dar de ce să sufăr eu? De ce eu care fac atâta bine? De ce eu care vreau să fiu neprihănit? De ce trebuie să sufăr eu? De ce familia mea? De ce tocmai eu? Și întrebările astea le pun cei care nu știu. Care nu știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă vrem să avem biruință, dacă vrem în lupta aceasta cel rău să nu aibă niciun câștig de la noi, trebuie în primul rând să știm lucrurile astea. Trebuie să le cunoaștem. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și trebuie să ne punem în inimă lucrul acesta. Cum a biruit Iov în ziua aceea încercării, când toate necazurile au venit peste el? Nu unul și nu două. Și atâtea necazuri și atâtea probleme și au venit toate într-o zi. Dar el s-a uitat spre Dumnezeu și a știut până la urmă că toate vin din mâna lui Dumnezeu. Cel puțin asta a știut. Asta vine de la Dumnezeu. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi și noi primim din mâna Lui. Până acum am primit binecuvântări, o viață întreagă am primit binecuvântări. Acum vine o zi când Dumnezeu ne dă numai încercări. Ce putem spune? Doamne, fie numele Tău binecuvântat. Dar asta trebuie să o știi, că Dumnezeu vrea binele nostru. Dumnezeu vrea binele nostru mai mult decât noi înșine ne-l dorim. Pentru că noi aparent ne dorim binele, dar nu totdeauna ne dorim binele. Că noi dorim un bine aparent, superficial, vremelnic, Dumnezeu însă vrea binele nostru veșnic. Apostolul Pavel se ruga, Doamne, ia-mi țepușul din carne. El vrea un bine aparent, să stea bine la nivel de trup, să stea bine acum și aici, dar Dumnezeu a spus, nu, eu am în vedere veșnicia. Pentru că dacă scot acest țepuș din carnea ta, te vei mândri și îți vei pierde veșnicia. Și pentru că eu îți vreau binele, îți îngăduie acel țepuș în carne. Aparent e rău. Aparent spui, de ce Dumnezeu este așa de sadic, de ce vrea ca eu să sufăr? De ce vrea ca eu să fiu încercat? De ce vrea ca eu să plâng? Pentru că lacrimile acelea te vor ajuta să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Poate dacă ai fi prea bucuros, de ce să fii o viață întreagă bucuros și la urmă să ajungi în iad? Nu mai bine să plângi, dar să știi că apoi, într-o zi, te vei bucura în împărăția lui Dumnezeu? Ei bine, Dumnezeu așa vede lucrurile, dar noi toți nu le vedem așa. De aceea e important ce știm noi. Dacă știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În al doilea rând, dacă știm, e important apoi și ce zicem. Versetul 31 spunea, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Observați că Apostolul Pavel spunea, știm că toate lucrurile lucrează, și acum ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Adică e important și ce spui. Că poate de știut știi, dar ceea ce spui e altceva. Că poate știi și uiți, poate știi și nu-ți dai seama, poate nu spui nimic. Apostolul Pavel spunea, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ce vom zice noi? În fața tuturor lucrurilor, în fața încercărilor, în fața tuturor problemelor, în fața tuturor lipsurilor, în fața tuturor necazurilor, ce vom zice noi? Și se uită Dumnezeu, atât de atent este Dumnezeu și de multe ori contează o singură vorbă. Și uitați-vă la Iov. Ce va zice Iov? Se uita Dumnezeu, se uita diavolul, se uitau îngerii.
Pentru că proba era acum în ce va zice Iov în fața tuturor acestor lucruri, în fața celor 10 sicrii, în fața tuturor pagubelor și pierderilor și în fața bolii, ce va zice Iov? În fața prietenilor săi, în fața celor care au venit și se uitau la el acum, când nu mai are nimic, ce va zice Iov? Și a contat ce a spus Iov. Iov și-a ridicat ochii spre cer și a spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar ce vom zice noi? Ce a zis Iosif? El nu numai că a știut asta, că Dumnezeu l-a înștiințat, că Dumnezeu i-a descoperit. De aceea Iosif a putut să treacă foarte ușor peste asta. Pentru că Iosif a știut că Dumnezeu i-a vorbit prin vise. El când stătea acolo în temniță, el tot povestea visurile lui. El tot vorbea despre ele și el avea încă speranța aceea, da, Dumnezeu mi-a vorbit. Din pricina acestor visuri, eu sunt astăzi aici, dar într-o zi visul acesta se va împlini. Și Iosif știa. Știa că va ajunge, va trece pe acolo, dar într-o zi visul său se va împlini, că nu-i visul său. E un vis care i l-a dat Dumnezeu. E planul lui Dumnezeu. Și dacă noi știm planul lui Dumnezeu, vom avea biruință. Dar apoi e important și ce zici în fața acestor lucruri, în fața provocărilor. Ce a zis Iosif? Ce a zis Iosif atunci când a ajuns în groapă? N-a blestemat, n-a vorbit de rău. Ce a zis Iosif când a ajuns în temniță? N-a putut să spună prea mult. Ce a zis Iosif când l-a uitat prietenii lui? Cel care a ieșit din temniță și a ajuns din nou în slujba lui Faraon și a văzut de treabă și l-a uitat pe Iosif. Și Iosif n-a zis nimic. Va veni o zi când Dumnezeu își va aduce aminte. Ce a zis Iosif când i-a văzut pe frații săi? N-a început nici să râdă de ei și cred că examenul lui Dumnezeu era atunci în fața lui Iosif. Ce va zice Iosif? V-am spus eu asta. Acum vă arăt eu ce înseamnă. Ce a zis? Dumnezeu a schimbat răul în bine. Eu nu vă voi face niciodată rău pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Dumnezeu a avut un plan și El a vrut să împlinească planul acesta. Ca pe voi să vă scape prin mine. Ca pe voi Dumnezeu să vă salveze prin mine. Și m-a trimis pe mine înaintea voastră. Dumnezeu știa de foamete, Dumnezeu știa de criză și m-a pregătit pe mine, m-a trecut prin școala asta, eu am ajuns aici, am învățat bine. Dacă rămâneam acasă, era rău. Voi mi-ați făcut un favor prin ură, prin invidie, prin răutatea care ați avut-o față de mine. Dar de fapt v-ați făcut un favor și vouă, pentru că astăzi pe voi vă salvează Dumnezeu, în primul rând. Iosif a știut asta și Iosif a spus asta, pentru că foarte mult contează și ce zicem noi. Duminică se citea la cina Domnului, că Domnul Iisus, ca unul care știa că i-a venit ceasul, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, fiindcă știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, fiindcă știa asta. Așa e de important dacă știi. Dacă pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, să știi asta, să-ți pui în inimă, să stai înaintea lui Dumnezeu, să fii conștient de asta, că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dacă îl iubim pe Dumnezeu, toate sunt în favoarea noastră, toate sunt pentru binele nostru, chiar și răul, cel mai rău. Dumnezeu îl transformă în bine pentru noi, pentru că ne iubește. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, biruința o aduce, dar faptul că știm, cunoaștem planul lui Dumnezeu. Și apoi, ceea ce zicem noi, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri. Apoi, în versetul 37, Apostolul Pavel continua și spunea, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Contează ceea ce știm, contează ceea ce zicem, dar contează și ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu. La ce ar fi ajutat lui Iosif să știe că a avut un vis, că a avut două? La ce i-ar fi folosit lui Iosif să vorbească frumos dacă în fața ispitei ar fi căzut în păcat?
Dar Iosif a rămas cu un caracter integru. A rămas în picioare. A rămas neprihănit, a rămas tare în neprihănirea lui. Iov a rămas tare în neprihănirea lui. N-a păcătuit nici cu vorba lui, dar și apoi viața lui, Iov și-a păstrat integritatea. Iosif și-a păstrat integritatea. Pentru că contează ceea ce știm. Contează ceea ce spunem. Dar mai mult ca toate, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Și caracterul contează mult mai mult decât și decât ceea ce știm și decât ceea ce zicem. Contează mai mult și mai mult ceea ce suntem în toate aceste lucruri. Cum ești tu în toate aceste lucruri? Ești slab? Ești fără putere? Ești mereu înfrânt? Pavel spunea totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. M-am întrebat, cum am putea noi traduce, dacă putem spune așa, mai mult decât biruitori? Am auzit diverse explicații cu privire la acest verset, ce înseamnă mai mult decât biruitori. Pentru că biruitor, ce este de fapt un biruitor? Ca să înțelegem ce înseamnă mai mult decât biruitor. Biruitor este unul care se luptă, se străduiește, depune efort, iar la urmă învinge. Acesta este un biruitor. Dar ce înseamnă un mai mult decât biruitor? Eu cred că noțiunea mai mult decât biruitor înseamnă unul care nici măcar nu se mai luptă, pentru că altcineva a luptat pentru el. Unul care nici măcar nu-și mai pune problema. Iosif n-a stat să se lupte. Noi spunem că Iosif a luptat cu păcatul. Iosif n-a luptat deloc, adică el n-a stat în dubii. E frumoasă, poate totuși dacă. Adică el n-a stat să se gândească și până la urmă a spus, știi, hai că aleg asta. El n-a mai pus problema alegerii. El a știut din start, eu cu asta nici nu discut, adică nici nu-mi trece prin cap. Eu nici nu mă gândesc la asta. Știți cuvintele care le-a folosit Iosif atunci când i-a fost făcută propunerea de păcat? Departe de mine gândul. Adică pe lângă mine nici măcar nu trece gândul acesta. Asta înseamnă mai mult decât biruitor. Că nici prin cap nu-ți trece să te lupți, adică nu stau o săptămână să iau o decizie dacă fac pasul greșit sau nu, păcătuiesc sau nu păcătuiesc. Noi suntem mai mult decât biruitori. Asta înseamnă în lupta împotriva păcatului, adică nici măcar nu te gândești la asta. Nici măcar nu accepti ideea. De la început spui, nici nu mă gândesc la asta. Nici nu o iau în calcul. Nici nu îmi pun mintea să mă gândesc prea mult dacă sau parcă. Și îmi spun de la început, departe de mine gândul să păcătuiesc. Asta înseamnă mai mult decât biruitor. Nu că te confrunți, frate, atâta mă lupt și atâta vreau și mă chinui să iubesc și mă chinui să iert. Dar de ce nu gândești ca un om mai mult decât biruitor? Nici nu se pune problema să greșești așa de mult încât eu să nu iert. Nici nu se pune problema ca să-mi treacă măcar prin minte să păcătuiesc sau să mint sau să fur sau orice alt păcat. Aceasta înseamnă că în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. Adică nici măcar nu ne confruntăm, dacă ar fi să spunem așa. Nici măcar nu se pune problema că acum să fim confruntați cu problema aceasta, să luptăm și până la urmă să biruim. Ci să privești păcatul în așa fel încât nu contează ce provocări în mintea ta, de la început gândul este, eu nu trebuie să mai mă lupt. O fată nu să se mai lupte, oare mă căsătoresc cu băiatul necredincios sau nu? Și stă în cumpere un an, doi, oare să o fac, oare să nu o fac? Un băiat la fel, să se gândească, oare mă căsătoresc cu o fată necredincioasă sau nu? Oare o fi voia lui Dumnezeu? Oare să mă duc să întreb pe Domnul? Nici nu-ți mai trece prin cap asta. Pentru că ți-ai luat-o deja. Deja gândul acela, nici măcar nu-l accepți o secundă în plus. Aceasta înseamnă să fim mai mult decât biruitori. De aceea în această seară ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi.
Dorim ca Dumnezeu să ne descopere planurile sale. Pentru că dacă știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, vom avea biruință. Pentru că știm. Pentru că știm în cine am crezut. Pentru că știm cine este cu noi. Știm care este planul lui Dumnezeu. De aceea Pavel stătea liniștit în mijlocul furtunii. Pentru că ceilalți erau disperați, ceilalți vedeau numai negru în fața lor, vedeau numai moarte, vedeau numai dezastru. Dar omul acela în mijlocul furtunii era senin, a mâncat, l-a binecuvântat pe Dumnezeu, i-a mulțumit lui Dumnezeu, l-a lăudat pe Dumnezeu și toți întrebau, cum poate omul acesta? Și el a spus, e simplu, pentru că eu știu. Eu știu că cineva mi-a vorbit că eu voi ajunge la Roma. Furtuna asta nu e altceva decât faptul că e garanția că cel rău se ruptă, dar că Dumnezeu este cu mine. Ca Dumnezeu să-mi demonstreze că este cu mine. Ea nu e împotriva mea, că nu poate nimeni să ne stea împotrivă. Dar această opoziție a diavolului nu e altceva decât faptul că Dumnezeu își mai arată încă o dată slava, își mai proslăvește încă o dată numele. Și asta a știut Pavel în mijlocul furtunii. De aceea era plin de pace. Când știi planurile lui Dumnezeu, când stai la sfat cu Dumnezeu, pe de altă parte, noi știm. Dacă știm, dacă nu știm, ne vom pune mii de întrebări. De ce, Doamne? De ce tocmai eu? De ce tocmai asta? De ce tocmai acum? Și așa mai departe, cu mii și mii de întrebări. Pentru că nu știm. Pentru că dacă am ști că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, mă spune, Doamne, facă-se voia Ta. Eu știu că viața mea în mâna Ta nu poate fi smulsă de nimeni. Știu că viața mea în mâna Ta este în siguranță. Orice s-ar întâmpla, viața mea e siguranță în Tine. Pentru că știu că toate lucrurile sunt în favoarea noastră. Toate lucrurile sunt pentru noi, lucrează pentru binele nostru. Pe de altă parte, eu stau înainte lui Dumnezeu și am biruință pentru că zic, pentru că mărturisesc. Că Scriptura spune, ei l-au biruit prin mărturisirea gurii lor, ei l-au biruit prin cuvântul lor. Și în lupta aceasta, noi trebuie să spunem și de aceea lauda la adresa lui Dumnezeu are o mare importanță. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu are o mare importanță. Chiar când treci prin necazuri să spui, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că sunt aici, îți mulțumesc că mă vei scoate și din necazul acesta, îți mulțumesc că și de aici încolo îmi vei da biruință, îți mulțumesc că mi-ai pregătit o împărăție. E adevărat, trec prin necazuri, trec prin lipsuri, dai drumul spre împărăția Ta, îți mulțumesc pentru împărăție, îți mulțumesc pentru viața veșnică, îți mulțumesc pentru mântuire, pentru sfințire. Toate astea nu-s decât lucruri care lucrează pentru binele meu, să modeleze caracterul, să-mi șlefuiască vasul, ca să fiu curat înaintea Ta și într-o zi să fiu în slavă cu Tine. Dacă știu asta, dacă mărturisesc cu gura mea asta și îl mărturisesc pe Iisus ca Domn, adică El este stăpân, El este suveran, nu-i nimic la întâmplare în viața asta, nu s-a întâmplat că diavolul a fost mai puternic și El s-a luptat. Nu, diavolul nu are nicio putere, pentru că toată puterea a fost dată Domnului Iisus în cer și pe pământ. Și când El este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Când El este de partea noastră, nici nu se mai pune problema că cineva se va lupta cu noi, că noi suntem mai mult decât biruitori, pentru că diavolul este deja înfrânt, diavolul este deja biruit. Noi trebuie doar să știm lucrul acesta, noi trebuie doar să spunem lucrul acesta, că diavolul este înfrânt, că Iisus Hristos este Domnul nostru, că Iisus Hristos este tăria noastră și prin asta noi suntem mai mult decât biruitor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim lui Dumnezeu pentru planul care L-a făcut pentru fiecare dintre noi, pentru ceea ce ne-a făcut de cunoscut, ne-a făcut de cunoscut planul Său, pentru că ne-a pus în gură o cântare de laudă și pentru că ne-a făcut mai mult decât biruitor și pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce știm, pentru ceea ce zicem. Vrem să-I mulțumim lui Dumnezeu. Amin.